bine ați venit la digitalul nostru pentru pace, dedicat victimelor și refugiaților din Ucraina. În seara asta, solistul va fi pianistul Ionuț Diaconu, este și compozitorul primei lucrări, Preludiu pentru Ucraina. Good evening, ladies and gentlemen. We are very pleased to meet you to our concert dedicated to Ukrainian victims. And the first piece that you are going to listen, it's the Prelude for Ukraine by Ionuț Diaconu. Enjoy. Thank you.
Ucraineanul sunt scrise de un compozitor ucrainean pe nume Serghei Borkiewicz. Au fost două preludii și un vals. Thank you.
Îi mulțumim compozitorului Șerban Nichifor pentru prezența în sală și vă așteptăm ziua în care noi vom sărbători 4 ani de când acest program Opera la Bibliotecă există. Mulțumim! În săptămâna luminată! Frumos. Și ca să încheiem tot într-o atmosferă legată de Ucraina, vă invit sus unde este expoziția. Primul tablou este inspirat de Ucraina. Dumneavoastră vorbeați, ați avut o piesă în care Fecioara Maria era prezentă. Primul tablou mi-a fost inspirat de un fapt real. Cineva de la Caritas Italia a fost în Ucraina, la granița cu Republica Moldova și a asistat la o scenă absolut tulburătoare. O mamă se despărțea de fiul ei, a condus-o până la graniță pentru a pleca să fie în siguranță. El s-a întors să meargă la luptă. Sună ciudat că astăzi să vorbeam în general de la cărțile de istorie, să mergem la luptă, la luptă. Și ce a fost impresionant, că această mamă în vârstă avea tot bagajul ei, era o punguță cu medicamente, o punguță de hârtie cu medicamente și o statuetă cu Fecioara Maria care însoțise toată viața. M-a urmărit foarte mult această imagine și am redat-o într-un tablou. Așa încât, cât mai avem timp, 10 minute sau cât mai este până, cât ne mai permite, ne mai permit gazdele, vă invit la etajul 1 să vizitați expoziția.